Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Antena 1 a transmis un comunicat oficial pentru a lămuri telespectatorii de ce emisiunea Acces Direct nu este live astăzi. După cum mulți au putut observa, Antena 1 difuzează o emisiune mai veche și nu mai continuă cu cazurile sociale care erau pregătite pentru această dată, Petușă fiind și serialul Vulpița. Producătorii au transmis un mesaj public prin care explică ce s-a întâmplat de fapt, căci în mediul online au apărut mai multe speculații în ultimele minute. Potrivit media, cu o oră înainte de intrarea în emisiune, doi dintre invitații care se aflau zilele trecute în platou au fost confirmați pozitiv cu noul virus. În momentul următor s-a intrat pe protocolul pe care echipa Acces Direct îl avea deja pregătit pentru astfel de situații. Locația a fost eliberată, aerisită și atât platourile, cât și redacția au fost supuse unui proces de dezinfectare realizate de o firmă specializată, transmit cei de la Antena 1. Au fost identificate persoanele care au intrat în contact direct cu cei confirmați. Contact direct înseamnă, potrivit legii, la mai puțin de un metru și jumătate, pentru mai mult de 15 minute fără mască, și au fost trimiși în izolare. Din fericire, nici cei doi invitați confirmați, nici alt membru al redacției nu au simptome de îmbolnăvire sau nu au o stare de sănătate depreciată, se mai arată în respectivul comunicat. Mirela Vaida va clarifica dilema care stă pe buzele tuturor. Este Vulpița una dintre cele două persoane infectate cu noul virus? De altfel, pe rețelele de socializare ale invitaților permanenți se păstrează un mister total. Ultima postare a Veronicăi Stegaru de pe TikTok, de pildă, este ieri de la Castelul Peleș. La revedere, pe curând!